În urma demersurilor făcute la Comisia Europeană și la Consiliul European în ceea ce privește interzicerea substanțelor psihotrope și psihoactive cunoscute sub numele de etnobotanice, am primit răspuns săptămâna trecută, prin care mi s-a comunicat că au fost interzise pe spațiu comunitar alte 41 de substanțe, care, atenție, dacă se regăsesc în orice altfel de combinație, în comerț sau la consumatori, aceasta devine ilegală. La jumătatea anului 2011, Comisia va publica un raport concret în acest sens și vor publica în același timp și alte măsuri care vor fi implementate pe spațiu comunitar. Europarlamentarul PDL Petru Luhan a cerut la începutul anului în Parlamentul European interzicerea funcționării în țările Uniunii Europene a magazinelor care comercializează substanțe etnobotanice, el arătând că între statele membre UE, România se află pe locul al patrulea în ceea ce privește consumul de etnobotanice. Eurodeputatul Petru Luhan susținea că nocivitatea consumului de substanțe psihotrope și psihoactive se situează de regulă în zona gri a legislației, deși au efecte mult mai grave decât drogurile cunoscute până acum. Acesta a precizat că într-un singur an în România s-au înregistrat mai multe decese, precum și 1300 de intoxicații severe cu produse etnobotanice. În 10 februarie 2010, guvernul a emis o ordonanță de urgență prin care a fost interzisă comercializarea unui număr de 36 de substanțe și plante etnobotanice care au fost asimilate drogurilor.